Prețurile alimentelor din întreaga lume au scăzut pentru a doua lună consecutiv în mai, atenuate de o scădere a prețurilor la uleiurile vegetale potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Conform ziare.com, indicele mondial al prețurilor alimentelor a scăzut cu 0,6% în mai față de luna anterioară. În aprilie, scăderea a fost de 0,8%. Indicele măsoară variația lunară a prețurilor medii la carne, lactate, cereale, uleiuri vegetale și zahăr. Dar indicele rămâne aproape de nivelul maxim recent din martie, deoarece războiul dintre Rusia și Ucraina continuă să perturbe comerțul global. Indicele a atins cel mai înalt punct în martie 2011, pot trivit cu ar. În ultimii ani, prețurile alimentelor au crescut brusc din cauza pandemiei, a vremii severe și mai recent a interdicțiilor de export și a unui război în desfășurare în Ucraina. Scăderea prețului uleiului vegetal se datorează parțial ridicării scurte de interdicții de export a uleiului de palmier în Indonezia de luna trecută, care a fost instituită la sfârșitul lunii aprilie, pe măsură ce prețurile interne ale uleiului de gătit au crescut. Interdicția a venit pe măsură ce oferta globală de ulei vegetali era deja restrânsă de războiul din Ucraina, care înainte de război era cel mai mare exportator de ulei de floarea soarelui. Prețurile lactatelor au scăzut și ele ca urmare a lockdown-urilor din China care au redus cererea. Prețurile cărnii și grâului continuă să crească pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina. Dintre toți indicii, prețurile cerealelor au crescut cel mai mult în luna mai. De la invadarea Ucrainei între către Rusia în februarie, prețurile la grâu au crescut din cauza perspectivelor reduse de producție în Ucraina și Rusia, deși prețurile rămân sub nivelul record atins în martie 2008. În Statele Unite ale Americii, prețurile la grâu au crescut cu 48% de la începutul lui 2022. Împreună, Rusia și Ucraina reprezintă aproximativ 13% din producția globală totală de grâu. Prețurile mai mari la cereale vin de asemenea ca răspuns la interdicția Indiei de export, care a fost pusă în aplicare pentru a aborda creșterea prețurilor interne la alimente și un randament mai scăzut de grâu, ca urmare a valurilor de căldură intense, relatează ziare.com.